Pe fratele Traian Dorz l-am întâlnit prima dată la o nuntă în satul meu în 56, în ultima duminică din august, la nunta fraților Ioan și Năstafa Sas. Venise târziu, spre seară, și l-am văzut ca pe un om proaspăt ieșit din închisoare, din greu. Vorbea în așa fel încât te cucerea. Deci eram un copil pe atunci, sigur el nu m-a reținut. Mi s-a părut că mâinile lui nu scrăpate de condei, ci de spart piatră de la o carieră unde dorise să se angajeze. Omul lui Dumnezeu, un om muncit, om zdrobit și trecut prin suferință.